Salutare la toată lumea, Ștefana și de la proiecte diverse de AY. Avem un unboxing de făcut astăzi, de la Milwaukee. Dar până la Milwaukee am primit o cănuță cadou de la un abonat și prieten. Chiar sunt curios cu ce mă lovește. Da, am balat-o, nenicule. Bine, venită pe un curier. Tare rău. For the man that fixes everything. Un fel de handyman. Super tare cănuța. Ne mai trebuie o sticlă de vin, că desfăcăreți avem. De la Asus, ca să vină bine cu brățar. Așa, lăsăm vrăja la o parte. Știți, șurbențele care le folosesc de aproape un an, foarte mulțumit de ele. Astea sunt SLPZ și SLPH 2 și ăsta e 1, da? Izolate la 1000 de volți. E, acum avem aici un set de șurubențe de la Milwaukee Slim, venite de la Iași, de la Techno Plus. Vă las link-ul care vă interesează. Avem drepte de 3 mm, de 4, de 5,5, PH1, PH2, PZ1, PZ2. Nu există la Milwaukee deocamdată, nici măcar la bucată. Dar sper să ne audă și să facă ceva în sensul ăsta. Nu există SL-urile Slim. SLPH și SLPZ. Asta ne interesa foarte mult. Ce îmi place mult la ele, sper că au același mâner. Din poze așa îmi dau seama. Deci mânerul face diferență. Asta nu știu, are ceva, are o formă. Și mi-au zis mai mulți că le place, uite, același mâner. Asta e super ok. Ia să vedem. Da, e același lucru. Și scris frumos în capăt ce e. În momentul în care te uiți de sus, la mulți le lipsește chestia asta. Spre exemplu, Bizline nu are, dar se șterge. Cine vrea să-și ia Bizline, by the way, este unul și același lucru cu Felo. Setul de șurbențe izolate de la Felo Slim. Și aici să vedem diferența. La Slim, adică se vede cu ochiul liber diferență. Asta are plasticul ăla gros, foarte bune la orice în electrică unde vin șuruburile aproape. Gen bară de nul sau alte chestii, da, unde ai de băgat special pentru fanii 1P+N, să ai ca lumea loc. Oricum le scoatem pe toate din cutie, că doar o să le purtăm în cutia asta. Le băgăm în gentuțe frumos. Asta e de 5,5, parcă. Da, și da, 5,5. Asta este un PZ1. Da. Șurubența dreaptă de 4 mm. Deci arată chiar interesant. Vârful, macro, hello. PH-ul 2. Adică aia care merge în negrese direct, ca să poți să pui capacul la tablourile la care nu le stă capacul și lumea bagă negrese. Asta este cea de 3
mm și care ar trebui să meargă cu vago, adică de scos cleme, cabluri, conductori la clemele vago, dar bineînțeles că nu intră mult și scula asta specială e mult mai ascuțită decât șurbelniță. Adică se vede diferența de profil. Că de asta e specială de la vago și asta nu. Deci dacă ai de băgat mai adânc, n-ai șanse cu asta. Ce urât sună. Și pH 1. Da. Cam astea sunt ciurbențele de la Tecno Plus Milwaukee și au costat undeva la 300 și un pic de lei. E 280 setul, dar bineînțeles că avem și transport, că mulțumim Fan Curier pentru promptitudine. Da, cam asta la filmulețul ăsta. Ne vedem la filmulețul următor. Am un anunț de făcut, dacă vă interesează. Avem un colaborator în Iași. Cine vrea să învețe un pic de electrică și e serios, vrea să muncească și să învețe cum să face electrică profesional, lăsați mail, aveți mailul întotdeauna la descriere. Cine nu știe unde e descrierea, nu vreau să vorbesc cu el. Și vă dau mai multe detalii, vă dau numărul de la firma din Iași și vorbiți acolo la cei din zonă, că altă variantă n-aveți. Are nevoie de 2 oameni, nu cred acum în decembrie, dar în ianuarie, oameni care vor să învețe ceva și care vor să facă treabă în meseria asta. Da? Aștept mail-urile și comentariile jos la comentarii. V-am pupat!